Încă de la începutul anului 1852, starea sănătății sale s-a înrăutățit. A refuzat orice medicament și a intrat într-un post prelungit care i-a fost fatal, nu înainte de a arde volumul al doilea al Sufletelor moarte pe care tocmai îl terminase. Medicul scoțian a fost fascinat de continentul african. A căutat toată viața izvoarele Nilului, însă cea mai importantă luptă a sa a fost aceea împotriva sclaviei pe care a văzut-o practicată în Africa Centrală și de Est. Justițiarul vestului sălbatic și-a dorit o viață liniștită alături de familia sa. Destinul i-a pregătit terenul pentru a deveni o legendă. Ion Ghica l-a perceput ca pe un amic sincer, leal, îndatoritor, totdeauna vesel și voios, totdeauna mulțumit cu puținul ce câștiga prin munca și talentul său. Caracter independent, nu s-a căciulit niciodată la nimeni, ura și disprețuia lipsa de demnitate și lingușirea. Modest până la a roși când auzea laude pentru scrierile lui, n-a bănuit niciodată că era un scriitor de mare talent. Fizicianul francez a căutat să descopere tainele atomului, fiind și el recompensat cu premiul Academiei Suedeze în 1935. Apoi și-a dat seama și de riscurile pe care le presupune fisiunea nucleară, semnând alături de alți 10 fizicieni o celebră scrisoare către președintele Roosevelt. Arhitectul lui Hitler a reușit să convingă tribunalul de la Nürnberg că organizarea războiului ca ministru al armamentului nu merită o pedeapsă mai mare decât 2 decenii de pușcărie. A mai trăit în libertate încă 15 ani. Vulcanologul italian nu s-a încurcat în scări logaritmice de evaluare a cutremurelor de pământ. A enumerat doar efectele acestora și a întocmit o scară de la 1 la 12, ca să nu fie fatal. Deși gradul 12 Mercalli e catastrofal. Cel mai celebru pianist român a apărut într-o familie de muzicieni, iar ca naș de botez l-a avut pe George Enescu. Profesoara sa de pian l-a ferit de riscul adoptării mentalității copilului minune, oferindu-i o temeinică pregătire în domeniu. Lider al românilor transilvăneni, trecut și prin diverse fotolii ministeriale, inclusiv prin cel de prim-ministru, Vaida Voievod a făcut greșeală să susțină regimul autoritar impus de Carol al II-lea în 1938. Comuniștii au impus domiciliu forțat în 1945 la Sibiu, unde a rămas până la moarte. Scriitorul american este părintele literar al lui Tarzan, devenit între timp un simbol cultural important. Ferma pe care a cumpărat-o în California a devenit între timp oraș, având numele Tarzana. Folcloristul născut la Fălticeni a fondat prima revistă românească de profil, Șezătoarea, în 1892. Deși a avut obligații care țineau de pregătirea sa în domeniul dreptului, pasiunea pentru tradițiile românilor l-a făcut să publice numeroase studii de specialitate precum cimiliturile românilor, ouăle de Paști sau descântecele românilor. S-a lansat odată cu rolul detectivului Edison din popularul serial de televiziune, apoi a devenit eroul universal greu de ucis, despre care se spune că nu a fost distribuit în Titanic pentru că i-ar fi salvat pe toți. Cu un an înaintea morții a făcut celebra declarație din aprilie 1964, considerată un semn al dezghețului comunist. Există voci că sovieticii l-au iradiat. A murit de cancer la ficat. Pe agenda anului 1964 au fost înscrise noi succese ale forțelor socialismului și păcii din întreaga lume. Nu s-a mulțumit să accepte că doar lumina are comportare duală de unde și corpuscul. A atașat fiecărei particule o funcție de undă pe care mai apoi Schrödinger a definit-o într-o ecuație la fel de celebră ca E egală în C pătrat, doar că e cu derivate parțiale și puțini își mai bat capul cu derivatele. Pasionații de science fiction îl venerează ca pe un adevărat guru. El a simțit sfârșitul copilăriei și ne-a lăsat o odisee spațială care n-a fost încă întrecută de realitate, deși 2001 e departe în urmă. Communication technologies are necessary but not sufficient for us humans to get along with each other. A debutat la 17 ani în Valurile Dunării, sub bagheta maestrului Liviu Ciulei. Apoi a descoperit teatrul și declară că este mai aproape decât filmul. Nu le vom ști niciodată pe toate, important e să înțelegem ceva din viața asta.